județean, motiv pentru care vreau la acest moment să vă prezentăm proba alimentelor zilei de ieri, cu aprobarea DSP-ului, o să vedeți că este conformă și că, corespunde standardelor pe care încercăm să le impunem. Ca atare, vă rog să duceți proba. E viața colega noastră, în semn de considerație pentru tenacitatea de care a dat dovadă în stabilirea unei relații de perfectă colaborare între două organe importante ale corpului uman, asigurând astfel o stare de bine pacienților noștri. O inimă rănită nu se tratează niciodată pe stomacul gol. Felicitări! Subiectul principal al conferinței de presă a fost un complot în partea noastră, personalului medical care a fost să fie prezent, a colegilor noastre din blocul alimentar, să ne faceți mâncare bună în continuare și să acest eveniment să vă schimbe viața. Vă urăm mult succes în continuare și când o să câștiga România o tare, să ne scoate și pe noi la 100. Vă mulțumesc că o surpriză neașteptată. Nu mă așteptam. Nu pot să văd. Să vă mulțumesc. Nu, sunt foarte emoționată, nu pot spune mai mult. Într-adevăr, n-aș fi mulți că am fost acolo, colegele mele au știut. Cei mai strâng din familie și toată familia, a fost o surpriză și pentru soțul meu. Mi-am dorit foarte mult, visul meu a fost de mică să cânt și nu am putut să uit visul ăsta frumos. M-a urmărit toată viața și iar cât am îndrăznit să ajung pe scena România cu Talent. Mulțumesc mult! Și de moment muzical cu doi cântăreți, mai avem un coleg în spate acolo care asigură coloana sonoră de data asta, cu dumneavoastră și cu dumneavoastră și cu domnul Ionuț Arbuna, nu veți închide și veți deschide fiecare eveniment al tuturor județean, dar succes în continuare la România, dar succes în viață! Mulțumim! De fapt, deja organizăm concurs, suntem poți la concurs de bucătar, pentru că e doar că vom pierde un angajat, îl vom vedea mai mult la potenere, se pare. Succes în mai avem o... Dacă se poate, puteți să ne și încântați. Spune-mi
la noi, la Malodica, și cântați câte o piesă sau o piesă. Malodica, dacă sunteți pregătită, puteți lua doar cărtonul. Așa bănuiam, că știu că vorbește toată ziua, așa că nu care și la de mulțumim încă o dată și felicitări și prieteni care ne sprijină continuu în demersul nostru spre pacientul în Bobița. Mulțumim! Felicitări!